never find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. You straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Salutare, dragi prieteni. Când știți foarte bine că atunci când spun că o transmisiune a început la ora 19, meciul poate să înceapă ulterior datorită echipelor care se conectează, datorită faptului că la CEVO nu pot să intri în joc, nu pot eu să intru în joc până la punctul în care toate echipele, toți jucătorii, pardon, se află în conectați la server. Aha. În regulă, nu ar mai trebui să fie probleme. Îmi pare rău pentru asta, mai face figurul microfonul din când în când. Cel mai probabil datorită căștilor, este o legătură anume. Am o placă audio dedicată pentru căști și se mai întâmplă, apare în ceva interferențe sau... În fine, nu știu exact care este cazul, care este problema. Bine e că nu persistă după ce restartez PC-ul. Bine ați venit toată lumea. Aștept și meciul. O să rezolvăm și asta, nu. Da, trebuie să facem și chestia aia. Salut Elysian, salut Brobeni, ciao ciao. Ce mai faceți, mai băieți? Ce mai faceți voi toți care ați venit aici să vă uitați la meci? Hanok, salut! Așa, m-ați auzit și pe mine încă o dată. Pregătesc și eu aici să văd cât sunteți pe live.
până oricum. Momentan se conectează jucătorii. Stați să vedem ce spun băieții de la Invictus. Sper că în seara asta să câștige România. Da, Marian, avem două meciuri ale echipelor din România. Avem pe Nexus Gaming care joacă de la ora 20 și pe Invictus Aquilas care joacă acum. Salut, Paul. Eu beau niște cola, tu? Jeffro, de când n-am mai băut cola, chiar cola în particular, n-am mai băut eu grămadă de timp. Mulțumesc, Pop Darius. Salut și ție, Carlos. Așa, da, Fenwick. Da. Winton. Bine venit. Salut și ție, Mario. În regulă. Cum să nu? Ia uitați pe cine avem acolo în chat. Dacă vă uitați în chat sub comentariul lui Mario și apoi lui Bro Benny și deasupra comentariul lui Anei din chat, o să-l vedeți pe Vulturel. Vulturel este mascota Invictus Aquilas și el va fi cel care va fi prezent, a început să fie prezent pe live-urile unde sunt meciurile celor de la Invictus Aquilas comentate. Puteți să-l salutați și pe Vulturel. Iar Vulturel va fi acolo în chat ca să vă răspundă întrebărilor legate de Invictus Aquilas și așa mai departe. Așadar, dacă aveți nelămuriri legate de Invictus, când joacă Invictus și îl vedeți pe Vulturel acolo în chat, puteți să-l întrebați chiar pe el ce și cum. El este mascota celor de la Invictus Aquilas. Pasăre maiastră. Pasăre maiastră. Hai să vedem ce fac băieții ăștia la ceva. Joacă cu Slovenia, o echipă din Slovenia. Da, Vulturel, chiar ce spui tu de pasărea celor de la ClickTech? Îl cunoști? Adică e puțin... Ia uite-te. Uite-te la ei. El e argintiu. Suflat cu argint. O să fii live în ambele meciuri, da, Marian. O să comentez... Vulturel mănâncă boabe. Între ghilimele. O să comentez și meciul celor de la Invictus Aquilas și meciul celor de la Nexus Gaming. Nexus Gaming nou jucat încă, vor juca de la ora 20. Salut, Vali, bine ai venit, Negan. Ciao, ciao, Chiriac, Alexandru, bine ai venit și tu. Mai bine băieți și fete. Ești mulțumit de microfonul pe care l-ai, foarte mulțumit, gamelor. Denis, te salut. Suntem rivali, spune Vulturel. A, e tablă, cărla. Alex. Zice Alex că e tablă, nu e argint. Salut, Răzvan. Of, doamne. Ești mai interesat, este mai interesant un live cu CSGO decât unul de fotbal. Îmi pare bine că îți place X-Pro Killer. Da, și când joacă o echipă din România e foarte, foarte frumos. Shoim versus Vultur. Salut, Next Killer. Ianis, binevenit. Așa, avem meciul dintre Invictus și cei de la ClickTech și mă conectez chiar acum. Sper comentul tău, mă bucur să văd un comentator român. Pare bine, Bro Benny. Bine ai venit aici. Da, sunt 850 de lei a costat microfonul. Da, am făcut 9000 de abonați, dar i-am făcut ieri. Și practic iarăși am pierdut vreo 150 de abonați de la YouTube. Nu știu exact care este situația, dar în orice caz i-am făcut din nou, așa că mulțumesc. Cer scuze. M-am odihnit și eu ceva mai bine să, după amiază. Iar, hai, Snow, lasă-mă. Avem și runda de cuțite între timp.
pe care o câștigă 2 versus 2 în momentul situației și rămâne Stoll singur 1 versus Starkiller. Problema e că Starkiller are jumătate de HP, a jucat-o bine jucătorul de la ClickTech și câștigă ClickTech. Câștigă ClickTech, pardon, runda de cuțite. Și ceea ce voi n-ați văzut, desigur, pentru că eu eram eu eram alt tab, imaginea nu era încă schimbată, da. Liniștiți, dragi prieteni, ia uitați cum, vedem acum ce este în joc. Se vede, se vede. Salut și ție, X-Clau. Snow, Drod, vă rog, postați pe grupul de Steam, vă rog frumos, și pe Discord. Vă rog frumos, tare, tare mult. Știu, știu, Snow. O seară cu Erti este una mai frumoasă, îți mulțumesc, Hades. Așadar, avem ClickTech din Slovenia versus Invictus Aquilas din România. ClickTech se joacă astăzi cu line-up-ul compus din Save My Soul, Imps, Soul, Breaky, cred că ar fi numele lui, BRKY, Bustem, și iar Invictus Aquilas cu Geo, Saule, Starkiller, Speezy și IGM. Vedeți, acum intrând în acest match, vedem că Save My Soul s-a băgat foarte tare înspre parte, jumătate de harta celor de la Invictus Aquilas. Nu s-au așteptat la asta, face picul Saules, trage și face și al doilea activ Save My Soul acum și pe Starkiller. Iar trei oameni vor juca, vor rămâne în viață de la Invictus Aquilas. Cât de agresiv sunt ClickTech, iată, avansează cu trei oameni în această zonă lângă fântână. Stoll între timp este în fața conectorului, dai Speezy, intră cu Joe în site-ul B, aduce acum bomba Saules, dar Stoll va continua să tragă spre ei, fiind acum doborât și Geo. Speezy reușește să menține situația sub control, dar ar trebui să vină și celelalte, să spunem așa, să vină backup-ul pentru jucătorul de la Invictus Aquilas. S-a plantat acum bomba, sau le ia damage de la Imps din spre sniper, nespus la pământ, și este Speezy 1 versus 4 pus la pământ de către Breaky, iar ClickTech reușesc să câștige această rundă. Invictus Aquilas, sincer, acum în această rundă au fost surprinși foarte tare oricum de ClickTech, dar imediat cum au văzut agresivitate în această zonă, cred că trebuiau să pună, să accelereze puțin mersul către site-ul B. Când Speezy, să zicem, Speezy și Geo erau undeva la Monster, nu știu dacă au intrat prin Monster sau prin Short, dar Saules nu avea ce să facă oricum. Avea multă cale de bătut, a eliminat deja Geo. Poate trebuia să mai stea mai în spate Speezy și cu Geo, depinde. Ați văzut că au încercat să blocheze această intrare către site, dar nu prea au reușit. Nu este oricum capă de lume, cei la Invictus au plantat, au niște bani în plus, au mers pe 3 UMP-uri și pe 250, în timp ce ClickTech, după cum puteți vedea, au arme mai superioare din punct de vedere al al calibrului. Cel puțin cele două famasuri au să câștige în fața UMP-ului. Depinde totuși cum le folosesc jucătorii. Vedeți din nou Soul, îl pune la pământ pe Speezy. Își continuă ca agresivitatea ClickTech aici pe partea de CT de pe overpass. Speezy s-a conectat din prima, e ceva. Ok, Mihnea. Salut, Nox, binevenit, ciao, ciao, school. Hai, Invictus, spune Hinton. Să vedem ce au să facă băieții noștri, pentru că avansează acum în lung. Se aruncă un flash în fața lor, Save My Soul se va băga, dar se retrage. Bine, a venit Saules dinspre toalete, este pus la pământ de asemenea. Și Geo totuși double kill-ul, continuă să treacă cu cel pe 250. Ce face Geo cu acel pistol? Rămân acum, vor fi în curând 3 versus 2 jucătorii de la ClickTech în site-ul A versus Invictus Aquilas. Starkiller avansează cu acel MP, trage după jucătorul de la track, pus la pământ cu IPR-ul său, și acum se dublează Stoul alături de jucătorul Bustam de la ClickTech. 2-0 Invictus Aquilas. Să vedem cum stau cu banii, va fi un full eco de la Invictus în această a treia rundă. Au plantat în cea de-a doua, în prima rundă, pardon, au reușit să planteze, astfel au reușit să forțeze puțin
să meargă undeva aproape de Cricktech la capitolul arme, nu de asemenea și la utilități din câte am văzut, dar acum văd că un Tecno se merge de la Geodar maxim atât. Uitați-vă cât de agresiv joacă Cricktech. Sakiro totuși face fragul cu acel Glock 18. Rămân 3 versus 4, dar se păstrează poziția jucătorul sloven. Rămân sau și cu Spizi. În spate rămâne Saules cu bomba, iar Spizi deja pleacă să caute încă un frag, cel puțin în cealaltă parte, mai ceva mai departe de Quake Pierrot, sau va fi scos din ascunzătoare de către Breaky cu acea incendiară. Iar acum Saules cu doar un Glock 18, nu știu ce ar mai putea să scoată mai bun din această rundă. Vedeți că așteaptă momentan, nu se grăbește să meargă să fie eliminat. Vrei bere? Dacă da, unde stai că vin cu nu-i problemă? Nu, că acum suntem aici suntem la muncă, la lucru. Nu, astăzi de la ora 20 joacă Invictus Aquilas, joacă Nexus Gaming de la ora 20 în eSports Balkan League. Vă recomand să nu pierdeți acel Best of 3, tot versus Cricktech joacă. Dar să nu spun de acest match pe care Invictus ar trebui să-l câștige ca să continue cu încă o victorie în CEVO Main. Rămâne de văzut. Acum cumpără și Invictus, dragi prieteni, sunt 5AK47 de la ei, nu a fost bani pentru AWP-ul lui Saules, așadar va merge și el pe o astfel de armă. Starkiller, vedeți că iese, poate să-l prindă Ips, este în fața sa, vine Geo totuși, care nu a luat flash-ul de la coipierul său, pentru că cred că a venit un flash de la Spizi, așadar s-au întâlnit 3 jucători în water de la Invictus Aquilas, a fost pus la pământ unul dintre jucătorii de la Cricktech, chiar 2, și vedeți că încet vine din spate Save My Soul dinspre Connector, acum IGM face fragul. Cât de bine se întoarce IGM, double kill pentru el și este Soul care este pus la pământ, eliminat de către Spizi. Rundă pe care Invictus o iau și rămân cu 4 jucători în viață după ce au făcut și ei full buy-ul. Și acum cred că va urma să vedem niște runde foarte interesante. O platformă de unde poți juca meciuri pe bani de acasă, nu știu, Dănuț. Ligile acestea, dar bine, se joacă pe bani mulți, așadar sunt echipe. PC-ul meu îl aveți în descriere, iar rezoluția mea este 1920x1080 1080p. Ce este CEVO? O ligă internațională. Dave Vaisolo are un XM, trage după Geo, îi dă damage și îl pune la pământ. Astfel rămân 4 jucători din Invictus Aquilas, care sunt foarte dispersați pe hartă. Vedeți că sunt vârfuri de înaintare în aceste părți ale hărții. Se întâlnesc Starkiller și IGM în conector. Spizi a făcut entry fragul pentru Invictus Aquilas. S-a dus egalitate din punct de vedere numeric. Breakish cu Imps stau în site-ul B. Bastion și cu Stau responsabil de site-ul A. S-au distribuit egal jucătorii de la Cricktech. Iată că nu vor să mizeze cu mai mult de 2 jucători în unul dintre site-uri și astfel să riște, să lase site-ul A sau site-ul B cu un singur jucător care să apere acest site. S-a aruncat un smoke în față, cred că este pentru lower park într-adevăr, dar vine Bastion care pune în față și incendiara. Îl vede pe IGM, îl doboară, totuși este foarte low. Stole de asemenea face un frag pe Starkiller, scapă Bastion și vine cu Prefire, apoi double kill pentru jucătorul sloven, dar este Saules din spate, double kill pentru Saules și este 1 versus 2 care poate să ia această rundă, nu este imposibil, și aruncă deja smoke-ul cel mai probabil pentru bancă. Imps va avea acel smoke în față, să vedem, nu, este pentru site. Și acum Imps, oare ce ar crede el? Aude că se plantează, deja vedeți că vine jucătorul Breaky dinspre conector. Acum vor aștepta puțin Cricktech, cel puțin până vine Breaky cu AWP-ul. Este mare problemă, dar cred că Saules alege să pușeze, le moare pe Imps, astfel este 1 versus 1. Breaky care vine, are un defuse kit, a luat un M4, asta înseamnă că vrea să se joace close quarters cu jucătorul român. Se aruncă incendiară, nu se pune încă pe defuse kit, îl vede pe Breaky și ia runda. Saules clutch, 1 versus 3 și face semi-ace-ul în această 5-a rundă pentru Invictus Aquilas. Iată cum ia runda Saules, ia scorul, devine 3-2. Vreau să văd ce zice Vulturel în chat. CEVO nu se citește SEVO, în engleză s-ar citi SIVO, desigur, dar noi vorbim în limba română. Bine, cel puțin pe partea asta de denumire a ligii, o mergem așa. Bravo Saules!
Iată-i acum pe Click Tech care trebuie să meargă pe 4 pistoale și un scout pe Drubreiki. Frumos emote-ul dat de Alex Cromax pentru Invictus. Vine incendiara Molotovul de la Invictus Aquilas pentru Lower Park. Bastăm, vedeți că înaintează încet, încet. Nu pune pe nimeni la pământ, este foarte important. Asta la chiar Stole a făcut un frag pe IGM. Nu mai contează pentru că sunt în avantaj de 2 oameni. Invictus Aquilas l-au pierdut pe IGM. Totuși este un jucător în minus, dar avantajul este de partea lor. Spizzy acum uitându-se în partea stângă către Water prin Pipe. A făcut un frag pe Imps. Fraguri unul câte unul pentru Invictus Aquilas. Clicktech nu au ieșit împreună la înaintare, iar Saules ia ultimul frag pentru jucătorii de la Invictus. Acum pe partea de sfârșit, dinspre party. Cei de la Invictus acum au stat pe poziții, dacă ați putut vedea, în afară de Spizzy, care a fost cel mai avansat jucător la Trex. Restul au stat pe această linie, nu au înaintat, pardon, să spunem această linie, nu au înaintat mai mult de atât. I-au lăsat pe cei de la Clicktech să vină către ei și iată că asta s-a și întâmplat. Invictus astfel la așteptare, pe, să spun așa, pe nerăbdarea celor jucătorilor sloveni, aceștia vor reuși să aducă egalitatea din punct de vedere numeric între echipa lor și Clicktech. Dar iată că jucătorii la Clicktech vor veni tare, tare, foarte tare către fântână, iar autodirector nu ne-a ajutat, of, Doamne, nu ne-a ajutat să vedem fragurile, nu știu ce să spun. Eu vedeam că vine total match de la Clicktech și mă așteptam, hai director, schimbă, te rog frumos să schimbi camera. Și apoi ați văzut că am apăsat chiar pe jucătorii de la Clicktech, bănuiesc că în prima fază, am vrut să prindem, poate prindeam jucătorul cu camera, am apăsat pe numărul unul dintre aceste numere, vedeți, aveți aici 6, 7, 8, 9, 0, numerele pentru jucătorii de la Invictus Aquilas, să schimb manual camera, dar nu am nimerit. Dar Starkiller, aruncându-și acel molotov în față, iată că reușește un frag, cred că a fost de fapt un molotov aruncat de colic pierul său, nu știu exact ce s-a întâmplat, totuși cumva două fraguri vin pentru Stor și pentru Bastam, iar rămân în Geo și cu Spizzy. Și te vor merge către site-ul B, dar uitați-vă că bomba este în spate, îl vede Spizzy pe break, îl pune la pământ, rămâne foarte low Stole în site. Geo trebuie să meargă să ia bomba, nu are ce să facă Stole cu 1 HP totuși. Iată că se duce Geo, a adus bomba din spate, dar Clicktech a reușit să facă o rotație cu un jucător între timp, sau cel puțin s-au gândit să facă asta. Un smoke în fața Invictus Aquilas în continuare, cred că Spizzy l-a aruncat, astfel se permite să se facă plantul, vor lăsa să se întâmple asta și de la Clicktech chiar acum vor ieși probabil din ascunzători. Se uite bine, Geo trage, se arunca cu grenada, Spizzy este eliminat și este 1 vs 3, acum Geo trage, îl are pe bază în față, așteaptă save by Sol cu AWP-ul, iată că nu se arată momentan, nu trage la wallbang, dar acum îl pune la pământ pe Geo. Ați văzut că save by Sol putea să tragă în acea cutie sau în acele scânduri din site. Ideea este că dacă ar fi riscat să tragă imediat și să încerce wallbang-ul, Geo i-ar fi cunoscut poziția. Faptul că nu a tras a denotat faptul că Save My Soul a mers pe partea, pe opțiunea mai sigură, să rămână în cover, să nu-i fie cunoscută poziția de către jucătorul de la Invictus Aquilas, Geo, iar astfel vedeți că această răbdare a lui a fost răsplătită. Adițu donează 1 euro. Bine, mă, ftițiro, tot așa. Mersi frumos, Adițu, pentru donație și pentru urarea ta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc tare mult, Adițule. Sper că îți place și sper că o să ne... Oh, Spizzy wallbang! Wallbang, Spizzy! Ia uite, Adițu, ce se întâmplă. Spizzy! Ce faci, Spizzy? Sau le-ați asemenea până la pământ pe Save My Soul. Uitați-o, Starkiller boostat. Probabil se prinde pe Bastam. Trage, da, 3 fraguri pentru Invictus. Care mai frumoase. Și este Geo care aproape pune capăt acestei runde. Superb! Salut, Deagle! Bine ai venit! Ia, salutați-l și pe câine în chat. Ceau, câine! Mulțumesc frumos moderatorilor pentru ajutorul vostru.
Și bine ați venit toată lumea aici la meci, la meciul dintre Virtusa Villa și Clichte, care iată că momentan se joacă de la egal la egal, deja IGM merge la vânătoare, cred că este Speezy, da, Speezy cu poziția lui clasică, care merge la Nightaren Trax, de această dată merge la vânătoare acolo. Vedeți că Geo iese, la fel și Speezy, vor acum să facă dublajul, este eliminat Geo, dar vine Speezy cu rifragul. Și vor menține cei patru, cel puțin patru jucători Invictus Aguilas în viață. Vedem că, vedeți că atunci când au câștigat, uitați-vă puțin aici, Invictus Aguilas când au câștigat runde, bine, în 4 din cele 5 pe care le-au câștigat, au rămas cu 4 jucători în viață, cu 5 jucători în viață, cu 4 jucători în viață și cu 4 jucători în viață. Excepția este această runda a 5-a, în care au rămas cu un jucător, acela fiind Saules, care a făcut acel clutch 1-3. Dar iată că Invictus câștigă rundele, ei rămân cu destul de mulți jucători în viață și asta înseamnă că au un plus pe partea de economie, pentru că nu mai trebuie să reinvestească în banii, pardon, în armament, în echipament. Bine, în echipament cel mai probabil dacă folosesc utilitățile. Dar acum haideți să-l urmăm pe Soul, care vede pe Starkey, îl trage după el, îl elimine. Nu știu dacă cunoaște faptul că Geo este mai avansat în acel tunel. De asemenea cu echipierul său, cu capitanul său. Salut, ce e asta? Un fel de Liga 3 la fotbal. Sima, n-aș spune Liga 3, un fel de liga, o ligă mai mică internațională cu premii de $3,000 pentru prima echipă de Counter-Strike Global Offensive care va ieși câștigătoare în cadrul acestui clasament. Iar aici avem 3 echipe din România, pardon, 2. Victus Aquilas și Nexus Gaming, care ne reprezintă aici la Counter-Strike, la disciplina Counter-Strike Global Offensive. Eu îți urez bun venit, eu sunt Werty, comentator de Counter-Strike Global Offensive din România și eu comentez aceste meciuri pentru băieții noștri. Vedeți că se aduce egalitatea din punct de vedere numeric. Cei de la Clicktech totuși aveau pistoale în prima fază. Cred că am văzut și un scout, dacă am reținut bine, dacă nu am greșit. IGM l-a văzut pe Save My Soul, l-a tras totuși. Este o problemă pentru că Save My Soul îl elimină acum. Destul de mare problemă acum. Plantează totuși în site-ul B și Invictus pe partea de apărare. Sunt Geo și cu Speezy din nou, 2-3. Ia damage, Speezy ar trebui să stea în cover, nu face asta. Iată că îl vede pe Breaky cum trece, trage după Imps, îl pune la pământ și acum Geo ar trebui să-și intre în rol. Dar iată că așteaptă după Pillar. În dreapta sa este Breaky, care l-a pus la pământ pe Speezy și așteaptă, vine acel. S-a pus direct pe Diffuse. Breaky totuși nu-i cunoștea astfel locația jucătorului român. Face picul și le elimină Geo pe save, care avea acela VP, nu a avut, nu știu dacă avea scopul, nu știu dacă era cu ochiul la lunetă, în lunetă jucătorul de la Clicktech Save My Soul. Dar important este că Invictus își aduc acum un avantaj de 2 runde și mai important, vine AVP-ul pentru Saules în sfârșit aici pe partea de Tero. Slovenia sau Slovacia? Slovenia. Legendary Eagle, Sim Alexandru. Câți comentatori sunt în România? Cred că undeva la 6, cam așa ceva. 600 de 6000 de dolari e main. Da, per total, câine, din câte și da, ziceam de locul 1. Ok, haideți că mai vorbesc și cu voi în chat. Mai puneți așa câte o întrebare, două pe sfârșit de rundă și o să vă răspund. Pentru că știți că îmi place să vorbesc cu voi, e marea mea plăcere să interacționez cu voi. Deci pot spune cu numele comentatorilor români. Acum, sincer, dacă vreau, dacă o să mă apuc să îi iau pe rând, omit pe cineva și apoi sunt probleme divin. Așadar, mai bine nu fac asta. Save My Soul rămâne pe IGM cu acel pe 250. I-a luat arma, dar vine din spate Starkiller. Nu-l lasă să facă mai mult cu acea armă. Bomba s-a lăsat în spate, o va aduce Speezy, cel mai probabil, pardon, o va aduce către lor, parcă, sau către lung. Cam aici ar vrea jucătorii de la Invictus să înainteze, parcă în acest, iată că în aceste momente, full eco pentru Clicktech, apropo. Dar nu este neapărat să facă asta, pentru că Speezy, vedeți, prin conector repede se poate schimba macazul să vină direct către site-ul B, dinspre Lower Park, și acum va fi pus capăt acestei runde de către Speezy, care face pe ansamblu 2 eliminări alături de Geo. 7-4 și vom lăsa puțin mai încet cu harta în momentele în care se fac fraguri. Am sesizat și eu această problemă. Canalul tău e bazat numai pe CSGO și comentat? Da, doar comentat de Counter-Strike Global Offensive. Salut, Andy, bine ai venit! Azi joacă Nexus, da, de la ora 20 joacă Nexus. Câți ani ai? Am 20 de ani și joc CS din 2014.
Revenind la meci, dragi prieteni, vedeți că au un AWP acum și ClickTech full buy de la ei, totuși nu au armură mare, nici nu prea, nu prea i-ar ajuta având în vedere faptul că Invictus au AK-47 și AWP-ul la Saules. Iasta ce înseamnă un jucător avansat. Starkiller totuși vine cu refragul, se trage către el în smoke. De mult pizzicato. Deci în momentul de față canalul este bazat strict pe meciul de Counter-Strike Global Offensive comentat în limba română. Cele meciurile de Overwatch pe care le-am comentat la început și le-am și pus pe Unlisted. Deci este doar CSGO pe acest canal. Mulțumesc frumos, Andrei Pârvu. Sim Alexandru este foarte discutabil. Invictus Avila s-au avut o ascensiune extraordinar de bună în timp, pentru cele 6 luni de când joacă împreună. Dacă vor continua așa, e posibil să îi depășească pe Nexus la un moment dat, dar momentan ultimul meci pe care l-au disputat cele două echipe arată faptul că nu este așa. Dar lucrurile se schimbă. Saules rămâne 2 vs 2 alături de Starkiller împotriva lui Save My Soul și Imps. A spus că a venit frumos un boost făcut de jucătorii de la ClickTech. Slovenii înaintează, s-a pus smoke-ul în partea dreaptă de către Starkiller. Îi mai conferă puțin acoperământ, dar nu înseamnă neapărat că va reuși să rămână și în viață. Saules totuși joacă destul de pasiv, ratează acest flick shot pe partea de final. Aruncă incendiara ca să nu poată să flancheze Coic Pierre, un jucător de la ClickTech. Ratează, dar totuși rămâne în viață. Nu se prinde pe defuse, încă save My Soul, trage și îl pune la pământ pe Saules. Face defuse-ul fără nicio problemă, cred că va avea timp. Da, va avea timp, iar apoi va lua AWP-ul jucătorului Saules. 3 fraguri pentru Save My Soul. Acum pe partea de sfârșit, aștept să vină un timeout de la ClickTech pentru că văd că au 4 jucători pe server. Ți-am cerut părerea. Da. Păi, legat de asta, păi, Nexus Gaming, în opinia mea, dacă își păstrau line-up-ul cu Cosmin, aveau șanse să meargă pe, în opinia mea, peste un an, cam într-un an, să ajungă în grupele unui major. Să ajungă până acolo, în grupele LAN. De acolo nu cred că ar fi trecut mai departe, dar până acolo probabil ar fi ajuns până acolo. Clasamentul CEVO, trebuie să ai cont ca să poți să-l vezi, trebuie să intri pe site-ul cevo.com. Vrei și tu link de la Overwatch? O să-ți dau, Serano. Cât timp te vezi comentând meciurile de CSGO? Cât timp cât îmi permite timpul, sunetul nu este în chat, doar că nu are ce să se audă din joc. Cât îmi permite timpul meu și față de celelalte priorități pe care le am, și cât timp jocul rezistă în România și are o popularitate anume. Dacă viitorul a apropiat înseamnă 6 luni, cam așa, Pablo Sosa n-aș spune că prea curând. Nu, în opinia mea nu prea curând. Sau oricând se poate întâmpla o ascensiune enorm de mare, cum a fost acel de la Invictus Aquilas, de la punctul 0, când au început, până la ajunge în SEA Premier, ceea ce este o performanță extraordinară, aș putea spune, pentru echipă. Dar, într-adevăr, acesta este un line-up care joacă de ceva timp împreună. Asta nu este exclus. Deși nu este, este de luat în considerare. Salutare, Rise! Bine ați venit, dragi prieteni! Vedeți că jucătorii de la ClickTech nu pot să mai facă delay. Au spus că au un match pe care trebuie să-l joace de la ora 19. Așadar, vor continua cu acești 4 jucători încă de la începutul rundei. Așadar, dezavantaj de un om pentru ClickTech, jucătorii sloveni, încă de la începutul acestei runde. Iar Invictus chiar doboară unul pe Save My Soul. Breaky totuși aduce încet, încet, vrea să mai reducă din diferență, având în vedere faptul că se face fragul pe GO. Starkiller cumva rămâne în viață după acel duel. Va fi pus la pământ de către Imps. Din nou erau 3 vs 2 cei de la Invictus Aguila. Saules era cu VP-ul în site și se va întâlni probabil cu Stoul în dreapta sa. Pe Easy Lauzit îl pune la pământ și este 8-5 pentru Invictus Aguila. Vom urmări încă 2 runde din această primă jumătate. Salut, Valentin, și îți mulțumesc frumos.
Legat de următoarele transmisiuni pe care le voi face, de la ora 20 joacă Nexus Gaming în eSports Balkan League, astăzi de la ora 20. Mâine de la ora 12 avem finala ESF 2017 LAN dintre Red Fear eSports și Nexus Gaming. Se va juca aici la mine pe canal, se va juca și voi comenta eu solo. Serano nu poate să mă ajute, din păcate. Voi comenta solo această finală LAN care va trimite o echipă în Busan, din câte știu eu, în Coreea de Sud, la ESF 2017, mâine de la ora 12. Imps a înaintat cu acel CZ, se face un trade, dar important e, pentru că toți din la Invictus rămân cu un avantaj clar. Trei oameni, Breaky totuși așteaptă bine cu scoutul, trage odată, trage a doua oară, ratează. Prima dată a nimerit, a fost totuși un body shot, acum face fracul pe Saules. Și Cotoi din la Invictus n-ar trebui să plece imediat la vânătoare. Bine, acum Breaky a luat acel AWP. Nu cunosc asta, dar fragul pe care îl va face Spizzy și l-a și făcut fără nicio problemă. Este clar că a ajutat. Dacă mergea jucătorul Breaky cu un AWP în următoarea rundă, nu era deloc bine. Și iată că revin ClickTech și acum trebuie să încerce jucătorii sloveni măcar să își aducă încă o rundă acum pe partea de CT. Au jucat două runde, dacă am văzut bine, cu patru jucători în viață, cu patru jucători încă de la începutul rundei. Dar acum au șansa să mai facă ceva. Salut, cei cu canalul ăsta? Bine ai venit, Elvis! Eu sunt Werty, comentator de Counter-Strike Global Offensive din România și ai în față un match dintr-o echipă din România și o echipă din Slovenia. Eu asta fac live-uri și comentez meciul ale echipelor din România de Counter-Strike Global Offensive. Între timp, vedeți că se aduce din nou, cei de la ClickTech în un jucător, doi jucători pe hartă, fac repede fragurile Invictus Aquilas, dar fără nicio problemă, având în vedere că jucătorii la ClickTech nu au armele la dispoziție. Bustam este în spate și acum ce vrea să facă Bustam este să mai prindă măcar un ultim jucător de la Invictus în spate. Vedeți că acesta este Starkill, care rămâne de barieră, dar nu va face picul. Bustam oare a fost auzit de către Starkiller? Să vedem ce are să se întâmple. Vine încet încet, este stânga sa, Bustam este pus la pământ de către Starkiller. 10-5 scorul după prima jumătate aici pe Overpass, într-un best of fun între Invictus Aquilas și ClickTech. Îmi place Spizzy cu 13 minute de drop. Da, iată pe Steam, nu Rise, din păcate. Steam-ul țin pentru prietenii mei și pentru jucătorii de CSGO din România, cu care, din echipele cu care, pe care le comentez, ale căror meciuri le comentez, organizatori, manageri de echipe și așa mai departe. Dacă nu ați dat subscribe, dragi prieteni, haideți că este timpul să o faceți. Știți că vă spun acum de ceva vreme numai în cadrul pauzelor dintre pauzelor. După prima jumătate, ca să nu mai întrerupem mersul meciurilor, mersul rundelor, mai bine spus. Și dacă ați dat subscribe, puteți apăsați pe acel clopoțel să fiți notificați. Ați văzut ce bine este când începe live-ul și deja vine lumea, că este notificată, știe faptul că are să înceapă meciul, pentru că primește acea notificare pe YouTube. Revenim și la acest match. Vedem că jucătorii la ClickTech merg cu 4 jucători dinspre lung. Cât de bine vine stole totuși dinspre o toaletă, dar este IGM cu un headshot superb pus la pământ de către coicpierul său este, dar poate vrea să facă mai mult. IGM mai iau damage-ate la Invictus Aquilas, dar IGM continuă, 4 eliberări pentru IGM, Zemi Ace-ul până acum și Spizzy ia ultimul frag. IGM cum a jucat acea locație în side după cutii, doar la headshot-uri, rămâne cu 3 HP după ce a pus la pământ 4 oameni de la ClickTech. Salut Werty, salut și ție, Gobs. Da, fac bani din ce câștigă Elvis. Salut Alin, bine ai venit și tu. Save my soul e savey și imps e imp. Da, într-adevăr, pițicato, asta e de luat în considerare, că o să mă încurc, cel mai probabil, lucrez cu ce am în față. Pic, dai tu, te rog frumos, un mesaj aveți în descriere programul acela,
programul, un document Google cu programul meu actualizat de la o săptămână la alta. Pic, dă-i tu un mesaj, te rog frumos, fă un pic de spam în chat și scrie că este programul săptămânal actualizat și să-l pună lumea în bookmarks. Dacă vreți, puneți acel link în bookmarks și o să vedeți că este un document Excel pe care eu îl actualizez mereu. Ce face IGM acum? Încearcă să găsească ceva informații. Traoho, pestoul, da, ce în 5HP, dacă văd bine. Chiar nu, 1HP pentru jucătorul stău rămâne în viață cu ultimele puncte. Cât de bine așteptă Starkiller, drage, este cu NP7 Spizi din flank. Pune și el la pământ un jucător de la Cricktech Slovenii. Rămân clar dezavantajați. Boostăm. Nu, Boostăm este chiar AFK. A luat blue screen. Boostăm cred că este cel care... Oare Boostăm ieșise? Vă amintiți? Da, Boostăm a avut probleme și în rundele trecute din prima jumătate, cele două în care au avut Cricktech 4 oameni și din nou vor avea 4 oameni. Nu știu ce șanse să le mai dăm celor de la Cricktech acum. Vedeți că și ei spun că sunt unlucky, nu prea sunt norocoși. Le pare rău și celor de la Invictus Aquilas oricum. Ar da timeout ambele echipe, dar nu pot Cricktech să mai facă asta pentru că de la ora 20 au să joace în eSports Balkan League. Salut Adrian. Panciu, salut, salut. Bună Gabriela. Posteți la linkul pe care l-a dat Dead să-l adăugați în bookmarks ca să fiți la curent. Nu știu ce face Save My Soul acum, Savey. Iată că probabil comunica cu Boston, cu echipierul lor. Așteaptă Geo la Monster. Nu-l vede pe Breaky, sunt două smoke-uri. Trage abia acum, îl elimină pe acesta. Save My Soul vine și el la înaintare. 13 runde pentru Invictus Aquilas. Și iată cum sunt la distanță de doar 3 runde de câștigare acestui best of one. Și nu doar atât, dragi prieteni, sunt la doar 3 runde de a încă o victorie în CV main. Ok, se dă forfeit. Mm-hmm. GG de la ambele echipe, se spune. Bun, acum să nu plecați nicăieri, pentru că la ora 20 voi începe transmisiunea, sau bine, nu plecați nicăieri, desigur, mai sunt 20 de minute, dar... Dar de la ora 20 joacă Nexus Gaming versus Cricktech, aceeași echipă. Sper că jucătorii de la Cricktech nu vor mai avea aceleași probleme. Vom avea o interfață de la eSports Balkan League și o transmisiune din studio. Eu vă voi vorbi peste băieții din studioul din Serbia. Dar oricum vor fi niște elemente grafice foarte interesante. Iar ai pronunțat greșit forfet. Da, forfet, Snow. Niște elemente grafice total noi. Cum a fost la PGL Major. Eu voi închide streamul, știți de ce? Ca să am un videoclip nou, un stream nou, cum ar veni, să fie separat meciul de CEVO, din CEVO față de meciul din eSports Balkan League, iar la ora 20 voi fi din nou live. Așadar, eu vă recomand să veniți aici înapoi în 15 minute și să urmărim împreună meciul celor de la Nexus Gaming. Așadar, Invictus Aquilas, ei câștigă cu scorul de 16 la cât era... Parcă nici nu mai țin minte scorul celor de la Cricktech, îmi cer scuze, dar au câștigat oricum prin forfet. Asta înseamnă că au câștigat la masa verde, chit că aveau să câștige practic oricum meciul. Ne vedem în 15 minute, vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru donația ta, Dițu, de 1 euro. Mulțumesc și moderatorilor în chat pentru ajutor și ne revedem chiar într-un foarte scurt timp, 15 minute. Și nu uitați să dați subscribe dacă n-ați făcut-o. With a flame.